Quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e Vlad Irimia, un reprezentant al culturii neoficiale, dacă se poate spune așa, al culturii underground, cunoscut de o anumită parte a publicului, drept... În weekenduri sunt și tata e unul dintre componenții trupei B.U.G. Mafia. Sunteți nu numai în weekenduri, ci am impresia tot timpul cunoscut sub numele de Tataie, da. Domnule Irimia. E caragios să vă spun domnule Tataie, nu? Este foarte caragios, într-adevăr. Mi se întâmplă câteodată să mi se spună domnule Tataie și... Ceea ce îmi propun în emisiunea asta este țelul utopic de a produce o apropiere între publicul, să zicem, culturii underground, publicul dumneavoastră și publicul profesioniștilor. Să sperăm că o să reușim să părem interesanți atât pentru o parte cât și pentru cealaltă. Sau pentru niciun. Nu cred, dar... Dumneavoastră, am văzut pe internet, aveți milioane de accesări și nu mi se pare corect să ignorăm sau... cu un cuvânt care precis că o să vă displacă, să snobăm un fenomen ca fenomenul pe care îl reprezentați dumneavoastră și trupa dumneavoastră. De unde vine numele de B.U.G. Mafia? București Underground Mafia. București pentru că suntem din București, Underground pentru că reprezentăm un gen muzical pe care noi îl considerăm Underground, Mafia pentru că reprezintă foarte bine ceea ce cântăm. Ați spus, deci, Underground pentru că reprezentați un gen muzical. Ce fel de gen muzical? Gangster rap. Gangster rap, pe care l-am traduce cum? Rap pentru gangsteri sau de gangsteri. Și rap-ul l-ați traduce cum? La vorbi. De la asta a pornit, pentru că era un discurs ritmic și s-a spus rap. Și aparține de cultura hip-hop. De fapt, hip-hop ce înseamnă? Sincer să fiu, nu știu. Ei, în fine. Nu știu. Nu știu ce gen. Probabil ceva când, dar mai degrabă onomatopeic care să sugereze foarte, o țopăială. E foarte posibil, dar pentru că inițial totul era foarte strâns legat cu dans, cu breakdance, cu diferite genuri care se practicau la începutul anilor 80 în Statele Unite și atunci este foarte posibil să aibă legătură cu asta. Lăsând la o parte faptul că aparținem unui gen lansat în Statele Unite, tot ce ține de B.U.G. Mafia este românesc 100%. Bun. Ce înțelegeți prin underground? Etimologic vorbind, ar fi underground, sub pământ. Este societatea nevăzută, este societatea despre care vorbim noi. Este subiectul pieselor noastre. Lumea subterană a Bucureștiului? Da. Văzută și nevăzută în același timp, după blocuri, vorba se unui vede. Cântec al dumneavoastră. Dacă știu unde să te uiți. Sunt foarte mulți fani B.U.G. Mafia care au venit în Pantelimon și au spus, dar unde e toată acțiunea? Din cântece. Da. Și ce ați spus? Poate n-ai știut unde să privești. Poate n-ai știut la ce să te uiți. Emisiunea pe care o facem n-aș vrea să fie interzisă minorilor. Da. Nu avem taburi, doar atât că nu vom folosi cuvintele P, puncte, puncte, F, puncte, puncte, cuvinte care abundă în cântecele dumneavoastră, dar nu numai în cântece, ci și pe străzile Bucureștiului. Nu doar ale Bucureștiului, în toată... Da, acele cuvinte care în piesele dumneavoastră sunt șterse și înlocuite cu ce? Cu o heterodină? Depinde, de cele mai multe ori le eliminăm și lăsăm să se audă instrumentalul. Facem muzică până la urmă și muzica e cea mai importantă. Facem muzică până la urmă. Da. Apropo, m-a impresionat ceva ce mi-ați spus înainte de a intra în studio, că dumneavoastră nu sunteți un artist, ci un întreprinzător. Într-adevăr, nu mă consider un artist. Nu, pentru noi este o meserie. Noi așa o privim, așa o tratăm. Deci sunteți un întreprinzător de succes. Care, la ce vârstă s-a hotărât să facă o întreprindere numită B.U.G. Mafia? La 16 ani. Urmărisem foarte mult muzica în general. Am fost născut la Sebeș, lângă Alba Iulia, în județul Alba. Am trăit împreună cu părinții mei și cu fratele și sora mea pe șantier până la 14 ani. Ce făceau părinții pe șantier? Tata este inginer mecanic. E la pensie acum? Da. Mama încă mai lucrează, se ocupa de salariații. Pe același șantier. Ce se întâmpla pe șantier? Hidrocentrale. Deci ați copilărit în apropierea unui baraj care se construia? În apropierea multor baraje. Baraje! Să recapitulăm. Barajele lui Tataie, care ar fi? Pe Valea Sebeșului sunt câteva baraje la care s-a lucrat cât am stat acolo și apoi în timp cât am mai mers acolo, pentru că bunica a rămas acolo. Bunica din partea mamei. Era într-un sat acolo? Sau lucra pe șantier? Lucra și ea pe șantier. Bunicii și copiii pe șantier. Toată România pe populară. Construiam România comunistă, da. Socialistă. Era Republica Socialistă România. Da. Și bunica ce făcea pe șantier? Bunica era femeie de servici. A rămas văduvă la turnul Severin când se construiau porțile de fier 1 sau porțile de fier 2. Bunicul meu a murit într-un accident pe șantier. Acolo a căzut din camion și a fost călcat de respectivul camion.
Și bunica a ajuns pe șantier la Sebe și împreună cu cei trei copii ai ei la 20 și ceva de ani și acolo s-a întrupat familia Irimia, unde era și tatăl meu care era venit din București. Inginer. Stagiar. Probabil, da. Când îmi povestiți accidentul bunicului, mi-a trecut așa prin cap un clip pe care l-am văzut cu un accident, un clip în care juca Dragoș Bucur și Mirela Obrișor. Cum se cheamă piesa? Fără cuvinte. Absolut coșmaresc. De fapt, asta e specialitatea dumneavoastră. Nu neapărat, dar coșmarul. Pentru ultimul clip, da. Este vorba despre o familie care are un accident de mașină, soț, soție și doi copii, și oamenii pe lângă care trec înaintea accidentului se opresc și în loc să-i ajute, îi jefuiesc. Și într-un final îi omoară. Dar după ce se întâmplă asta, dumneavoastră adăugați totuși, ați simțit nevoia sau pare formală o imagine finală în care familia e bine mersi în mașină și continuă drumul. Și pare că totul a fost un coșmar. Din cauza televiziunilor am adăugat așa în final. Face bine la nerv să te trezești într-un coșmar decât să rămâi în el. Cu toate că am auzit într-adevăr că sunt cazuri în lumea românească în care la un accident, sunt, la o catastrofă, multe, la un cutremur. Există semeni ai noștri, există oameni care profită de loc să ajute, da, nenorocirea altora, da, ca să fure. Am văzut cu ochii mei așa ceva. Ce? Un tir răsturnat la un moment dat pe marginea drumului, foarte proaspătă întâmplarea până în momentul în care ajusesem la fața locului. Și lumea, în loc să se ducă spre cabină, să vadă, s-a întâmplat ceva cu șoferul sau... Așa a furat încărcătura tirului, nu, care era răsturnată. Apropo de asta, povestea un prieten din America, are un restaurant în Japonia și la cutremur, când a fost dezastrul acesta în Japonia, au fugit toți din restaurant, dar s-au întors după jumătate de oră și au plătit masa. Toți, absolut. Dar nu vi se pare normal? Ba da, bineînțeles. Dar în Japonia? Sunt destul de mulți, datorită faptului că nu avem foarte mulți bani în țara asta, care sunt educați mai puțin. Nu e adevărat, nu are legătură cu sărăcia. Are legătură cu educația. Pentru că există popoare și zone de extremă demnitate în sărăcie. Nu cred. Cred că are legătură cu educația, într-adevăr, nu cu sărăcia, dar educația ajunge să aibă legătură cu sărăcia și rezultatul este până la urmă același. Când vezi oamenii transformați în așa hal, cum să spun, în fiare și pentru ce? Pentru o marfă căzută dintr-un tir, atunci, într-adevăr, îți vine să jonglezi cu toate cuvintele pe care dumneavoastră le scrieți în cântece cu puncte. Bun, să ne întoarcem la biografia dumneavoastră. Turnul Severin, accidentul bunicului, care câți ani avea? Aproape de 30. Și a migrat familia la Sebeș. Sebeș, da. Și acolo, practic, ați deschis ochii pe lume. Da, într-adevăr. Și pe urmă, care au mai fost barajele lui tataie? Ne-am mutat de câteva ori prin țară, pe șantiere, la Caran Sebeș, și am stat 5 ani, de la 5 ani jumătate la 10 ani. La turnul Măgurele am stat vreo 2 ani, vrea să facă porțile de fier 3 și nu s-a mai făcut. Și ne-am întors la Sebeș și iar apoi 90 în București. Mai funcționează barajul de la Sebeș? Funcționează, da, cum sunt, toate 4. Sunt 4 pe Valea Sebeșului. Era un loc, o colonie, așa li se spunea. Locuiați în colonie, într-o baracă? Da. Am locuit și în baracă. Și erați în cameră cu fratele și cu sora, care sunt mai mici? Fratele și sora s-au născut un pic mai târziu, deja stăteam la apartament cu cărămidă. Unde? Tot acolo, în colonie. Fratele s-a născut la 2 ani după mine, iar sora la Caran Sebeș. Deci o familie migratoare prin România socialistă. Da, dar bunica a rămas? A rămas și acum trăiește acolo, da. La Sebeș. Da. S-a mai recăsătorit vreodată bunica? Nu. Când ați fost ultima oară la bunica? Acum câteva luni. Cum o cheamă pe bunica? Victoria Terheș. Terheș? E, da, nume unguresc? Este un nume unguresc, dar ei sunt români. Este un nume dat de Ungurii în familiei în momentul în care încă era Transilvania aparținea, da, de... În timpul celui de-al doilea război mondial, da, atunci când s-a cedat Ardealul... Destul de multe familii de români au fost obligate să schimbe numele în nume ungurești. A fost o maghiarizare forțată a unor, da, nume românești și mulți români au fost, care unii nici nu știau ungurește, au fost trecuți în acte cu nume unguresc. Cel mai trist lucru pe care vi-l amintiți de pe șantier, care ar fi? Mâncam zahăr cu pâine câteodată, mâncam pâine cu ceai destul de des. Stăteam foarte mult pe întuneric, pentru că știți că se făcea economie și toată lumea stătea pe întuneric peste tot. Stătea seara pe întuneric? Da, stăteam. Nu vă dădeau curent electric? Se mai lua curentul, ca la toată lumea. Adică nu eram privilegiați din punctul ăsta de vedere, că lucrau părinții noștri la hidrocentrale. Ziceți că pe șantiere era mai rău ca în alte părți. Eu așa zic, da. Din anumite puncte de vedere. Din altele era mai bine, pentru că poate era o comunitate mai mică și genul ăsta de altercații care poate se întâmplă uneori în orașele mai mari,
se mai evitau. Din tot ce înseamnă cultura șantierului trăită de tataie, ce ați alege? Două secvențe opuse. Noroi. Asta era omniprezent. Maximum până unde v-a fost noroiul vreodată? Până la sub piept. Okay. Și noroi, nu mlaștină, nu un șanț. Noroi. Și cel mai frumos era modul în care ne jucam noi copii. Pentru mine, pentru că aveam foarte multe locuri de joacă inedite. Pe munte sau unde țineau cei de la șantier tuburile cu care făceau tunelurile prin care venea apa către turbine și tot așa. Nu intram în turbinele active, intram în piesele care formau respectivele angrenaje. Iată, sărăcia suplinea lipsa jucăriilor sofisticate. Într-adevăr, sărăcia ne-a învățat multe. Un telespectator fidel al emisiunii noastre, care e profesor de psihiatrie, medic, m-a sfătuit, o să mă analizeze. M-a sfătuit să abordez cu dumneavoastră, nu urmează, problema prezentului în România. Vreau să profit de un om care cred că are un instinct de conservare mai scăzut, cum sunteți dumneavoastră, și care totuși cred că nu are ce pierde, nu? Sau aveți multe de pierdut? Vă e frică de multe, domnule Irimia? Din fericire, nu. Pe ce vă bazați lipsa asta de frică? Am trăit prea multe lucruri destul de impresionante în acești ani de când sunt pe pământ, ca să pot să mă mai consider fricos. Da? Era să murim de foarte multe ori, venind și mergând la concerte. Pe drumurile din România este simplu să mori. De-a lungul timpului, la câteva, la foarte puține din concerte au fost și altercați, bătaie. Publicul între ei, ca să zic așa, sau să reau pe dumneavoastră? Destul de multe ori publicul între ei, câteodată foarte rar, într-adevăr, mult mai rar decât s-a zvonit. Au avut treabă și cu noi. Ați primit bătaie vreodată? Am și primit, cum să nu. După concert? După concert. De ce? De ce nu? Poate ați primit pentru că nu ați cântat bine, ați ratat anumite note. Nu, că nu cântăm cu note, nu suntem genul ăla de cântăreți. Glumesc, dar reprezentați civilizația, parafrazând titlul unui cântec al dumneavoastră, după blocuri. Pantelimonul, în ghilimele. Da. Nu? Așa este. La ce vârstă ați venit în București? Când ați cunoscut Pantelimonul? Eu aveam o bunică în București, tatăl meu e bucureștean, și mai veneam la ea și țin minte că, așa, mic adolescent fiind, mă gândeam la un moment dat, locul ăsta o să fie al meu. Adică v-ați propus să cugeriți Bucureștiul. Să cuceresc lumea, vă dați seama. Da? Ați simțit ce înseamnă șocul din lumea asta, totuși pură în violența ei a șantierelor? Comunitatea era mai transparentă și mai solidară. V-ați trezit dintr-o dată după blocuri, în lumea Bucureștiului, pe care v-ați propus să o cugeriți. Am avut norocul în toți anii ăștia să țin legătura cu locul în care m-am născut, pentru că acolo locuia bunica și mergeam în vacanțe, dar oricum, pentru un copil, universul e destul de mic. Și atunci șocul Bucureștiului, în afară de blocurile puțin mai înalte, nu a fost decât că am luat odată bătaie. Dar mai luasem și înainte, deci nu era asta o problemă. Dar de ce ați luat bătaie? Că am refuzat să dau banii pe care aveam în buzunar. Cine v-a cerut banii? Niște băieți care stăteau în curtea școlii. De unde știau că aveți bani? M-au întrebat, ai bani? Nu, n-am bani. M-au lăsat să plec și după aia au venit după mine, am luat-o la fugă și s-au auzit banii în buzunar. Și? Și am luat bătaie. Ce vi s-a întâmplat ca să puteți aduna atâta violență, atâta... Din start am fost un copil care s-a plimbat peste tot. Și din start am fost rupt pe rând așa din mai multe comunități de care mă atașasem. Și sufereați de fiecare dată când plecați? Pentru un copil să-și lase prietenii în urmă e destul de greu. Cum vi se spunea? Vlăduț? Da, Vlăduț. Tataie când a apărut? În 1996. Mi-a spus un prieten că m-am îngrășat foarte tare în 6 luni de zile, am pus 20 de chile și... Mai umblam și cu o bască comunistă în cap și mi s-a spus tataie. Prietenul v-a spus, arăți ca un tataie? Nu. Ce faci, bă, tataie? Și de ce scrieți tataie nu cu IE, ci cu 2 de E? Tataie. Cultura hip-hop. A. Dar de ce v-ați îngrășat 20 de kilograme brusc? Aveam concerte, făceam ceva bani și stăteam aproape toată ziua la fast food. Și atunci am renunțat să fac sport, jucam foarte mult basket, jucam fotbal, cât am fost în liceu, jucam... Ce liceu ați făcut? Liceu de matematică fizică. Alexandru Iancuza din București. Ați foarte fost bun repetent liceu. Vreodată? Nu am fost niciodată repetent, ba din potrivă chiar m-a dus mintea să mă descurc destul de rezonabil. Fratele dumneavoastră ce a studiat? Facultatea de instalații din București. Și sora? Asta. Și dumneavoastră ați studiat după liceu ceva? Am intrat la facultatea de chimie doar ca să nu merg în armată și am târât-o cât am putut și la un moment dat am renunțat. Dar de ce ați ales tocmai chimia? S-a prins foarte ușor de mine în liceu chimia, nu era nevoie să învăț, să o înțeleg.
Dar cum și la fel geometria. Și ați luat bacalaureatul cu o medie, bănuiesc, mare, nu? Nu, mică. Am intrat în liceu cu o medie foarte mare sau printre cele mai mari din clasă și am ieșit cu cea mai mică, pentru că deja eram axat pe drumul meu. Pe drumul Beauty Mafia, pe drumul, pe drumul muzicii. Ce v-a făcut să vă botezați grupul Mafia? Aduceți-vă aminte, întâlnirea cu primul mafiot. L-am întâlnit după ce ne-am botezat grupul Mafia. Ne-am botezat grupul Mafia pentru că descrie foarte, se potrivește foarte bine genului de muzică și genului pe care îl cântăm noi din această muzică. Pe mafioții adevărați i-am cunoscut după. Cu ce ocazie? La concerte. Le plăcea ce cântam. V-au oferit protecția lor? S-a întâmplat să ni se ofere și protecția. Da. Contra unui procent din câștig. Nu gratuit, nu erau destul de melomani. Mi s-a întâmplat aici și? Să fim sunați dacă avem nevoie. Nu avem nevoie. Am cunoscut mafioți adevărați care știu să pară foarte normali. Pentru că ăsta este cel mai mare secret. Să fie invizibil. Deci marii mafioți nu apar la televizor. Încearcă pe cât pot să nu fie persoane foarte publice pentru că dăunează ocupației. Am cunoscut mafioți care erau fără școală sau oameni foarte cultivați. De fapt, cum ați defini mafia? Foarte eficientă. S-a adaptat foarte repede și foarte ușor vremurilor la care a asistat. Dar dacă ați fi avut la un moment dat opțiunea... Am optat să facem muzică. Am avut opțiunea de foarte multe ori. Da? Da. Opțiunea de a... De a vinde mașini furate, de a vinde droguri. Ce ne-a venit să vă propună dumneavoastră? Pentru că cunoaștem foarte multă lume și cunoaștem foarte multă lume cu bani. Deci eram... Dealerii perfecți. Și avea și o ocupație de fațadă, muzică. Exact. S-ar putea face o comedie. Într-adevăr, Lugii. Orice gangster respectabil are cel puțin una sau două entități care să fie în față. Dar nu e cazul dumneavoastră. Nu, nu suntem așa. Și ați refuzat, ziceți, să vindeți mașini furate. Da. Și ați refuzat și să vindem droguri. Vindeți droguri. Până la urmă ați ales între bine și rău? Nu. Ați ales binele sau ați ales... Am ales între ce ne place... Și ce nu ne place atât de mult. Nu aveți noțiunile de bine și de rău? Bine și rău sunt niște noțiuni impuse de societate după nevoile momentului. Nu. Dumneavoastră atunci contopiți raiul cu iadul. Ori chiar dumneavoastră într-un cântec spuneți că una e să treci prin foc și alta e să mergi pe apă. Deci binele e bine și răul e rău. Nu știu dacă are... Cerul e cer și iadul e iad. Nu știu dacă pot fi despărțit atât de bine definit. Probabil în lumea în care trăim, nu. Dar la un moment dat să sperăm că se despart. Este o profesie. Și am asta înțeles. Cu ilegalitatea. Toată experiența cu țara asta m-a făcut să fiu mai cinic decât poate marea majoritate. Experiența cu țara asta. Tataie și România. Foarte... Ce v-a făcut România? N-am o infrastructură unde să cânt. Pot să mor oricând, ducându-mă și întorcându-mă de unde cânt. De fiecare dată când ieșim din București, suntem în pericol. Au murit atâția oameni pe drumurile patriei. Era un scandal mare acum vreo 2 ani în America, că pe durata unui an de zile, în Mexic, la granița cu America, muriseră 4.000 de oameni în războiul cu drogurile. În același timp, în România, se discuta despre faptul că au murit 4.000 de oameni în accidente rutiere. Și nu era nicio tragedie. Ceilalți doi cu care cântați, cine sunt? Uzi și Cadillac. Le spunem pe numele de scenă. Uzi, Caddy și Tataie. Cei trei mușchetari. După 20 de ani, cum trece după timpul. 20 de ani, da. S-au născut în București, au crescut în București. Ne-am întâlnit din fericire în anul 1993 și 95, pe stradă. Ei erau împreună, se cunoșteau? Nu, cu primul dintre ei ne-am întâlnit pe stradă, aveam o pălărie în cap, eu scrisă cu o trupă care ne plăcea amândurora și m-a întrebat de unde am cumpărat-o. Și am intrat cu cine? Cu Uzi? Nu, cu Caddy. Cu Caddy? Da, cu Caddy. În perioada aceea era foarte greu să faci rost de muzică hip-hop pe piața din România. Nu există. Și hai să schimbăm casete, hai să dăm și mie niște muzică. Așa, a fost începutul unei frumoase prietenii. Faci și celălalt? Da, și tu faci muzică. Da, hai să facem împreună. Am avut niciodată manager. Cu Caddy v-ați întâlnit pe stradă și v-a spus îmi place pălăria ta. Da. Și cu Uzi? Cu Uzi vreau să facem primul album. Pe unde l-ați aceea, întâlnit? Pe vremea aceea cântam în engleză și l-am întâlnit tot pe stradă, dar l-am sunat. Câte lucruri li se întâmplă unora pe stradă. Vrem să ne întâlnim, să... El era într-o altă trupă, să participați la albumul nostru. Ei ce studiau? La liceu. Aveți un videoclip, poezie de stradă, din care mi-am decupat un vers, a fi sau a nu fi, pe care l-ați luat de la... Shakespeare. Un pic am fost și la școală. Dar chiar, domnule Irimia, din ce a fost liceul dumneavoastră, Cuza, dacă ar fi să alegeți momentul care v-ar caracteriza, care ar fi? Momentul când în clasa a 12-a, în ultimul trimestru, știind că am media asigurată pentru a nu rămâne corigent și a putea intra în BAC, am refuzat absolut orice fel de colaborare cu profesorul de limba română. De ce? Era cam dobitoc. Nu sună bine. Nu sună bine?
Asta era. Vi se părea dumneavoastră? Agresa pe toată lumea. Păi dumneavoastră nu agresați pe toată lumea? Nu. În cântece? Nu. Cum v-a agresat? Ce v-a spus? Îmi agresa colegii, verbal. Îi injura și era nesuferit, ca să fiu elegant. Și m-a ridicat în picioare, spune, aveam o poezie. Nu vreau să recit nicio poezie. Recită din Luceafărul, te rog frumos. Nu. Bun, s-a enervat foarte tare, m-a ridicat, mi-a dat 3, l-a ridicat și pe colegul meu de bancă, a spus că nici el nu știe niciun vers, nicio poezie, niciodată, de niciunde. E o diferență între a nu ști și a refuza să recite. Oricine știe prima strofă de la Luceafărul. Și am refuzat vreo 20 de persoane să recităm. Pe rând s-au ridicat, da, acum ridicat am povestit o secvență, da, din cercul de filme, poeților, da, dispăruți. Așa a și fost. Era libertatea, gustul libertății. Puteam să ne permitem să-i dăm o lecție. Aveam toți mediile de trecere, la revedere. A fost primul nostru gest de libertate. Ah, primul meu gest de libertate e posibil să fi fost cel în care în clasa 1 mi-a întrebat doamna învățătoare ce am făcut în weekend. Am fost plecat cu părinții în Germania. Sună la părinți. Doamna Irimia, vă copilul. Nu, dar cu securitatea, cu aveți probleme, vedeți ce spune, cum asta fac. Asta în ce an a fost? E 1980. A, deci era perioada dură, da, 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 în epoca Ceaușescu. Am fost până în Germania, ne-am întors și am luat bătaie de la părinți. Întrebarea ar fi, v-ați simțit totuși iubit, nu? Foarte mult. Am luat bătaie de atenționare. Ați luat bătaie de atenționare și pe urmă săracii nu i-a apucat nebunia că în loc să vă țineți de școală, vă apucați de rap. Ba da, cum să nu, erau foarte, foarte speriați și foarte confuz de... Pentru că ce făceați? Stăteam toată ziua în cameră, ascultam radio după ce ne-am mutat în București. Oricum eram foarte implicat cu muzica chiar și dinainte de Revoluție. Și vă împuiați în cameră? Mă încuiam în cameră, stingeam lumina și ascultam toată ziua și până noaptea târziu radio în continuu. Postul românești de-abia apăruseră, erau Unii Plus și posturile de la început. A fost... Rebeliunea dumneavoastră? Cred că mai mult pasiune pentru muzică decât... clar și rebeliune. Luam nota de trecere și apoi un trimestru îmi vedeam de treabă. Treaba fiind să scrie texte? Și să alerg pentru această trupă. Este, v-am spus, am învățat și am citit pentru că am vrut eu, nu că m-au împins părinții de la spate. Degeaba par fi împins, că n-ar fi avut niciun succes, fiindcă ați fost un recalcitrant, probabil, totdeauna. Da. Dar... am furat bani din portofele, din poșete. Le-ați furat părinții? Da, de da, ce? Da. Să-mi cumpăr ce vreau. Ce vroiați? Adidas cu crampoane. Patine cu rotile. Tot felul și de ce? M-am și învățat rău de mic. Adică mergeam pe la nunți, cu ei m-au luat la nunți și cu mama cânta foarte bine ca un hobby. Am învățat și eu să cânt de mic și cântam și făceam bani la nunți. Făceam 300 sau 400 de lei pe vremea răposatului. Erau bani. Erau bani mulți să vii acasă un copil cu, după o zi de muncă, cu 300-400 de lei. Și mă obișnuisem cu binele, vă dați seama. Și pe urmă? Și pe urmă n-am mai fost la nunți și la botezuri. Nu mai plăcea să cânt. Și ați început să le furați din poșete. Din poșete. Dar fratele și sora dumneavoastră nu făceau asta. Erați rău familiei? Oaia neagră? Oarecum, da. Poate din frică mai mult decât din... Nu că erau ei mult mai educați sau mai... Nu puteți spune de ce cineva nu face ceva rău. Cred că măcar pe fratele și pe sora mea îi pot să spun că deci ar fi vrut puțin și ei să ia, dar nu făceau de frică. Înnotați în bani, câștigați foarte mult? Nu. Dar din familie, decent, la ora asta, sunteți cel care câștigă cel mai mult față de părinți, frați, față de soră, care și-au terminat facultățile? Cred că da. Totuși fratele meu se compară cu mine la, da? Câștiguri. Da? Pentru că face... Instalații. Proiectează instalații. Acum e deci... perioadă mai grea un pic pentru el. Că imobiliarele sunt blocate. Că ca să vă citesc pe dumneavoastră dintr-un cântec, un lucru n-am să uit vreodată, banii pe show. Sunteți nemilos la capitolul bani? Madonna a spus la un moment dat ceva care se potrivește perfect. Ce? Știți care e diferența dintre un artist și un terorist? Care? Cu teroristul poți să mai negociezi. Dumneavoastră, vă văd sunt în stare foarte... să cântați și gratis, să uitați să vă luați banii pe show, dacă dumneavoastră credeți într-o idee. Totul niciodată e să credeți. Asta da, asta poate. Să vedeți? Cânt gratis pentru o idee, da. Vedeți. Mi s-a propus să participăm la evenimente caritabile, dar de cele mai multe ori am refuzat pentru că nu știam unde se duc banii. Așa e. Și nu vreau să participăm la nicio mizerie. Așa e. Sunt mulți care adună bani pentru evenimente caritabile, care se transformă în baluri somptuoase, cu icre de toate culorile, cu tot felul de dezmățuri gastronomice, în loc ca banii să meargă la oameni care au nevoie. E o rușine, în sfârșit. Din după bloguri, mi-am notat, frate, ăsta a fost, văzând un cerșetor,
Ziceți, frate, ăsta a fost... Doctor. Doctor. De unde va veni versul ăsta? Dumneavoastră le-ați scris? Da. În colaborare cu ceilalți doi? Fiecare dintre noi își scrie părticica de pe fiecare test. Și pe care o rostește el. Da, e mult mai bine spus rostește decât cântă. Bun. Deși și cad și eu în capcana asta. Acum, da? Cânt. Bun. Cel mai scump videoclip pe care l-ați făcut vreodată... 14.000 de euro cu tălpile arse. Aici vorbiți despre viața reală. Focul prin care treci ca să poți ajungi să mergi pe apă. Exact. De fiecare dată m-am implicat foarte mult în videoclipuri, chiar și în partea vizuală, cum ar trebui să arate și toate detaliile de genul ăsta care poate, în mod normal, nu țin de un artist. Sau de un interpret. Nu, țin de un regizor, de un scenarist. Exact. Scenarist, cine este la clip? De cele mai multe ori, noi. Sau apropiații de-ai noștri. Cea mai apropiată persoană și care vă înțelege cel mai bine, cine e la ora asta? Soția. Ea este scenaristul ultimului videoclip de Iugi Mafia, printre altele. Ce a studiat? A studiat construcțiile, dar nu a lucrat deloc în respectivul domeniu. Am o fetiță născută în 2011, 9 ianuarie. Să vă trăiască. Mulțumesc, dar în București sunt 400 de tone de praf metru pătrat. Numărul copiilor astmatici s-a dublat în 2 ani de zile la 2,5 la 5%. O, dar ce statistici știți? Pentru copiilor nu știu orice. Nu va mai trăi aici. Și unde vreți să emigrați? Într-o țară mai civilizată. De ce nu vreți să luptați, rămânând aici, am luptat să luptați ca să faceți România mai civilizată? Ajunge. Că asta e țara unde părinții dumneavoastră și-au mâncat tinerețea ca să facă niște baraje. E și țara acum le pare rău că n-au plecat mai tine. Unde să plece? Că pe vremea lui Ceaușescu nu puteau pleca decât în not în Iugoslavia. Chiar după 90. Puteau să plece. Și nu au făcut. Au sperat într-o țară mai... Nu putem toți să ne luăm țara la spinare sau să o lăsăm aici și să plecăm cu toții. Liber. Eu pot. Eu o să o părăsesc. În primul rând, dumneavoastră în străinătate, sunteți intraductibil, n-ați mai putea face muzică. Vorbesc limba engleză foarte bine, compun muzică de atâția ani, lucrez în studiouri așa cum se lucrează și acolo. Nu mă împiedică nimic. Da, am fost acum în America pentru asta, da. Ca să stabilim niște relații, să compunem muzică pentru piața americană și implicit globală. Mai locuiți în Pantelimon? La marginea lui. După atâta succes și după atâta bănet? Nu am făcut niciodată atât de mulți bani încât să ne îmbogățim din asta sau să putem să zicem gata, la suntem... ce etaj stați? Stau la casă, în chirie. N-am vrut să cumpărăm nimic aici, n-am vrut să facem credite, n-am vrut să facem leasing-uri la mașini, tocmai ca să putem pleca foarte ușor. Ei, și în fine, un cântec al dumneavoastră, românește, în care e deja faimos versul, nu eu, ci tu ar trebui să stai la penitenciar. Piesa românește este un atac foarte direct la întreaga clasă politică din România din acel moment și care, din păcate, nu s-a schimbat, deci a rămas valabilă. Văd că e obsesia dumneavoastră asta cu nu s-a schimbat nimic, că aveți un cântec la vorbitor unde spuneți nu s-a schimbat nimic, nu o să se schimbe nimic, e tot atât de rău ca atunci când eram mic. Se schimbă, poate, anumite lucruri de fațadă sau de prezentare. Nu, se schimbă totuși și ceva în esența lucrurilor. Multe treburi care contează, de fapt, nu s-au schimbat din 89 până acum, din păcate. Depinde. Se mai vopsește gardul. Sunt multe lucruri care se pot face din punct de vedere social între blocuri. Dar, vedeți, dumneavoastră, trebuie să implice foarte mult statul. Cei care sunt statul sunt prea puțin interesați de lucruri adânci, într-adevăr. Și atunci fac de suprafață. Spațiul dintre blocuri riscă să... Rămân spațiu al mafiei, da. Sau al nimănui? Ați văzut mafia racolând copii de după blocuri? Da, bineînțeles. Care n-au refuzat să vândă mașini furate sau droguri? Da, bineînțeles. Și ați spus vreunui copil, nu te băga? Și în piesă. Și în realitate, bineînțeles. S-a dar, fost ascultat? Nu. Banii în societatea din ziua de azi înseamnă foarte mult. Statutul și ceea ce îți poți permite înseamnă foarte mult și atunci... multora dintre ele e foarte greu să refuze o astfel de tentații. Vă propun un subiect de clip în stil Beauty Mafia. Aveți o fetiță care s-a născut în 2011, în ianuarie. Dacă vreodată ați afla că e înfundată cu droguri și devine un mort viu și devine o sclavă a unei substanțe chimice, într-un fel un cadavru ambulant, ce ați simțit? E selecția naturală. Adică? Eu aleg să nu... Să nu mă droghez, să nu devin un cadavru ambulant. Dumneavoastră la fel. Sunt unii care fac asta. Punct. Că sunt oameni și ce m-ar face să simt? Absolut nimic. Sincer, absolut nimic. Nu vă e milă? Nu. De ce? Este pentru alegerea... că sunt victime, nu e o alegere. E o alegere uneori din prostie. Este o alegere. Am stat de vorbă cu un celebru neurolog odată și mi-a spus că e de ajuns odată să încerci să iei și bietul organism să devină dependent. La heroină poate. Cocaina, de exemplu, nu dă genul ăsta de dependență. Distruge la un moment dat absolut tot.
dar am avut prieteni care au murit în consumul de droguri. Ce poate fi mai distrugător decât asta? Și n-ați putut face nimic? Nu. Rare ori la consumatorii de heroină poți să faci ceva. Este foarte rar când poți să... Sunt foarte puține cazurile care au renunțat la heroină. Este foarte greu, într-adevăr. Dar ați încercat să faceți ceva? Să fac ceva, bineînțeles. Ce? Atât cât am putut. Să vorbim, că altfel... ca prieten e destul de greu să te duci să legi pe cineva de calorifer, să-l ții acolo 3 zile și după aceea să-l mai ții în casă 20 de zile și tot așa. Și ce putea să-i spuneți? Gândește-te la părinții tăi, gândește-te la oamenii care te iubesc pe lângă părinții tăi, mai mult ce poți să spun? Și el ce răspunde? Gândește-te că-ți distrugi sănătatea, gândește-te că le distrugi sănătatea la propriu și celor din jurul tău, chiar dacă nu în modul direct de a-i injecta cu heroină, nopți nedormite, așteptând, distrugi financiar tot ce cunoști, asta poți să spui. Mai mult de atât. Și el ce va răspundea? Da, 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 așa e, așa e, așa e, așa e. Heroina este un drog care te acaparează pe viață. Va fi foarte greu chiar dacă te lași și în momentul în care vezi undeva o doză să refuzi. Rare ori se începe cu heroină. De cele mai multe ori încep cu ceva mai ușor și mai la îndemână, dacă se poate spune așa. Apoi încearcă și la într-adevăr, la heroină, dacă ai încercat o dată sau de două ori, s-a terminat. Ești prins. Deci e ca o sinucidere... Ca o sinucidere, într-adevăr. Nu, temporizată sau cum? Până la urmă și fumatul e același lucru, dar... Da. De pildă un prieten al dumneavoastră care a căzut în abisul ăsta, în capcana asta, în păul ăsta, de ce a făcut-o? De la ce? Curiozitate. De cele mai multe ori, asta este. Ce poate fi altceva când încerci un lucru nou? Curiozitate. Cum e? Cum e aia? Ok, am încercat-o pe asta și pe asta. Aia cum e? Prietenul dumneavoastră a avut o traumă, a încercat să uite ceva, nu. S-a aruncat cu un motiv, cu o teză în povestea asta cu drogurile sau pur și simplu? Pur și simplu. N-avea altceva mai bun de făcut? În momentul respectiv, da. Majoritatea sunt așa, să n-aveți nicio îndoială. Nu există scuza aceasta că sunt disperat, mă arunc în alcool. Drogurile sunt scumpe. Alcoolul e ieftin. Efectele heroinei la sfârșitul anilor 90 erau destul de puțin cunoscute de consumatori. Și acolo s-a început și acolo s-a răspândit. În București. Da. Și apoi în toată țara. Și cum ați numit răspândirea asta a drogurilor din România de la sfârșitul anilor 90? În urma căreia bănuiesc că s-au îmbogățit foarte mulți oameni. Nu știu, din foarte mafie. Mulți. Câțiva, mă rog. Există o mafia drogurilor în România. Clar. Bun. Există probabil și alte organizații de genul ăsta care au descoperit că prin România se pot introduce foarte ușor droguri în Europa și din cauza asta rămân o parte și aici. Și prietenul dumneavoastră care a pățit asta era dintr-o familie săracă? Nu. Nu. În familie chiar părinți profesori. Sunt și cazuri în care lucrurile s-au întors, însă rămân urme foarte adânci după, vă dați seama, o perioadă de 8-10 ani de consum. Ce tip de urme? Heroina lasă urmă pe oase, lasă urme în plămâni. Vă dați seama ce mai poate să simtă o mamă față de copilul ei după ce a tras de el. Nu pot să cred că nu-și mai iubește mama copilul. Dacă a renunțat să-l mai vadă, da. Dumneavoastră, cât timp trece fără să vă vedeți mama? Destul de mult, din păcate, deși locuim în același oraș. Că plecați în turnee sau de și ce? Și sunt foarte, foarte ocupat. Deci când v-ați văzut mama? Cred că acum aproape o lună. Deci nu mi-ați terminat povestea prietenului copil de profesor care a căzut victimă drogurilor. Este o poveste simplă. Un copil care a crescut foarte bine educat. Ați fost colegi de clasă? Nu. Unde l-ați cunoscut? În cluburi. A început să meargă în cluburi ca majoritatea sau o parte a tinerilor din orașele mai mari. Și acolo a început să cunoască lume, a început să bea marihuana, pastile, curiozitatea l-a dus și la heroină. Și apoi a fost destul de constantă căderea. Și dumneavoastră l-ați văzut tot timpul ăsta? I-ați urmărit traseul? Cât în momentul în care am intrat în contact. Da. Părinții au dat vina pe dumneavoastră vreo clipă? Părinții cred că au dat vina pe toată lumea. Pe ei cred în primul rând. Știți că se spune în cazuri de astea, anturajul, practic aveați vreo vină? Bineînțeles că anturajul are o mare importanță, dar nu de la noi avem. Și când ați aflat era prea târziu? Este prea târziu după prima oară. Dacă erați prieten cu adevărat,
Nu vi se confesa? Vi se pare că este o treabă calculată și... Nu, se întâmplă la un moment dat la o petrecere sau într-un club sau undeva într-o mașină sau într-un apartament. N-are nicio importanță. Am niște heroin. Te bagi? Atât. Dar așa cum îmi descrieți scena, atunci vinovat este de fapt dealerul, mesagerul diavolului, cel care vine și spune am niște heroină. Dealerul vinde o marfă. V-am spus, majoritatea oamenilor serioși care trăiesc din fapte ilegale, din lucruri ilegale, din furat, din vândut droguri sau din... Nu o văd ca pe... eu vând droguri. Nu, eu vând o marfă. Nu, nu e tot una să vinzi o marfă sau să vinzi moarte, domnule Irimia, cu toate că începe cu aceeași literă. M. E vând heroină, nu vând moarte. Dumneavoastră mi-a spus mai înainte că heroina înseamnă moarte în majoritatea cazurilor. Alegerea este la cel care cumpără. Nu. Este o alegere. Alegerea e și la cel care vinde. Alegi să vinzi moarte sau alegi să vinzi muzică? Repet, heroină. Ce s-a întâmplat cu prietenul dumneavoastră? A murit. Da. În urma unei supradoze? Da. Și câți ani avea prietenul dumneavoastră când a murit? 27. Ați fost la mormântare? Da. Dar lucrurile nu au fost niciodată atât de se poate bine, se poate rău. Întotdeauna sunt întrepătrunse, în cel puțin în locurile în care stau eu și în care am stat și în care am copilărit, este foarte greu să le separi. Poate nici prietenul ăla care pune heroina pe masă prima oară nu-și dă seama ce face. Atunci inconștiența, așa, inconștiența. Poate și cei care fură dintr-un tir răsturnat. Se bucură atât de mult că văd niște baxuri cu bere, încât nu-și dau seama că ei de fapt fac o crimă și că în clipa asta un om moare în cabină. Într-adevăr. Vă privește acum cineva care tocmai a jefuit un tir, ce i-ați spune omului ăsta ca să-l faci ca altă dată să nu mai fură dintr-un tir răsturnat? Dumnezeu. Dar spre surprinderea mea, am văzut oameni destul de dubioși din punct de vedere moral, care își făceau cruce. Că ori crede sau nu în Dumnezeu, că își fac crucea de obișnuință, de că așa l-a învățat mama, nu știu. Dar nu aici să-i spui cuiva dintr-o dată, asta ia mulți, mulți ani de educație. Să nu fur dintr-un tir, să modifice o mentalitate așezată mulți, mulți ani și nu doar în capul lui și în capul părinților lui. Și vorbeam la un moment dat cu un prieten că suntem toți niște comuniști și niște fricoși pentru că părinții noștri au fost speriați și terorizați și au dat în noi această frică, să fim atenți cum vorbim acolo, să fim atenți ce spunem acolo. Este același caz. După dumneavoastră, ce poate schimba totuși un om? O experiență foarte șocantă. Poate să schimbe unul. Ați avut experiența șocantă? Care să mă schimbe? La modul acesta radical, nu. Dar un popor? La fel, cred. Doamne ferește, dar o tragedie poate să unească un popor. 89 a unit poporul român? Sau mai mult l-a dezbinat? L-a unit o perioadă. Și apoi, întotdeauna am fost de părere că sistemul juridic este cea mai mare problemă. Dacă se luau măsuri din punct de vedere juridic, de la început, ca atât infracțiunea cu nivel foarte ridicat și vorbim de politicieni și de corupție la nivel mare sau cea de jos erau pedepsite conform unei judecăți drepte, nu aveam acum nu problema. Nu ați simțit judecata dreaptă? Nu, nimeni în România nu prea simțit. Dar ați cunoscut oameni extrem de vinovați și care au scăpat pentru că au dat bani? Bani procurorului, că s-a dat, cred că rare ori se întâmplă lucrurile la modul acesta. Adică? Sau doar un procuror foarte prost sau un judecător foarte prost ar lua bani direct de la un inculpat. Sigur sunt niște căi prin care se întâmplă astfel niște de lucruri. Niște canale mafiote? Exact. Niște intermediari care țin tot de mafie? Și oamenii ăștia care v-au spus că au dat. De ce pe banii ăștia nu și-au angajat un avocat strălucit care să le pledeze cauza? Pentru că șansele ar fost mult mai mici să scape. Ați avut vreodată afaceri de încheiat pe care să le rezolvați cu ajutorul mafiei? Da. De pildă. Am plătit să cumpărăm ceva și nu s-a livrat obiect. Și am apelat la cunoștințe pentru a se înapoi bani. Și dacă v-ați fi dus la poliție și ați fi reclamat? Nu ar fi dat nimeni niciun leu înapoi, niciodată. Sunt sigur că sunt oameni care își fac treaba cu foarte multă pasiune, dar eficiența lor este foarte scăzută cât timp poliția va avea mâinile și picioarele tăiate de politic. Pentru că sunt mustrați sau dați afară sau transferați în momentul în care încep o anchetă care nu este vrută și tot așa. Ați cunoscut un caz de polițist care a călcat pe un fir electric și a fost...
Și a fost trimis Vasile Tumarmați. Versul ăsta lui Kedi, sunt prim de ură, scui, plavă și venin, vi se potrivește și dumneavoastră? Da. Și ce-ar fi dacă ați fi plin de iubire și... Aș fi plictisitor. N-aș mai fi la emisiunea profesionistă. Nu, nu e adevărat. De ce credeți că binele e plicticos? În momentul de față, asta e societatea. Dacă ați face un film despre mafie, în ce rol v-ați distribui pe dumneavoastră? V-ar plăcea să fiți nașul sau mi-ar plăcea să fiu producătorul filmului. Nu mi-ar plăcea să joc. Nu-mi face plăcere să fiu o persoană publică. O fac pentru că din asta îmi câștig bani. Dar nu a fost țelul meu în viață să devin și faimos. Și soția dumneavoastră într-un film? În ce ați distribui eu? O fată foarte inteligentă care știe când să spună nu. Și este foarte important. De câți ani sunteți împreună? De 10 ani. Și iată un vers, bănuiesc că e tot al lui Kedi. Industria muzicală e ca jungla tropicală. Asta este al meu de dat. În fine, ce vreți să spuneți? Versul dinainte specifică și ce vreau să spun. Rozătoare, târătoare, tot felul de zburătoare, sunteți rău în industria muzicală. Suntem plini de ură, scuipă, lavă și venin. Dar spuneți-mi, de ce seamănă industria muzicală cu jungla tropicală? Vest, chiar de la manager, chiar la părinți, dacă un copil are talent, este încurajat sau, din potrivă, du-te și citești o carte. Pe când la noi? La noi, hai să vedem, poate merge, hai câți bani avem, să facem un videoclip. Nu există categoria aceea de manager care să-i spună unui artist, n-ai talent, du-te acasă. Sau, din potrivă, hai. De asta sunt în muzică acum artiști care nu au niciun fel de legătură cu muzica. Dar nu uitați că sunteți parte din industria asta muzicală. Noi am propus la un moment dat, vrem case de cultură, vrem instrumente muzicale în școli, vrem aia. Pentru a schimba ceva am făcut lucruri de calitate, am făcut cele mai bune videoclipuri, am stat în studio cele mai multe ore. Foarte am dovedit bine. Că se poate face cu profesionalism. Din fericire pentru noi am fost îndeajuns de inteligenți încât să găsim întotdeauna metode de a ne promova, poate mai puțin convenționale. Și asta a funcționat, pentru că la radio nu suntem. A fost foarte rar. Nu sunteți? Nu suntem căutați de radiourile comerciale românești. Și cum vă explicați asta? Am fost un pic pe radio, poate de fapt nu chiar un pic, chiar mai mult la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, puțin. În ultimii ani, în niciun caz nu mai suntem pe radio, pentru că radiourile comerciale românești nu au un playlist hip-hop românesc. Hip-hop se difuzează, dar nu rap. Dar acum, vorbă. Pentru că suntem la emisiunea Profesioniștii și vorbim și de fenomenul ăsta al industriei muzicii ușoare românești, unde vă încadrați totuși, fără totuși, cum vă explicați fenomenul? Cereți mai mult decât alte trupe ca să fiți difuzat la radio sau tarifele sunt fixe? Când difuzează nu funcționează la modul acesta. Cel mult poate să ceară radioul respectiv și, de fapt, radioul. Nu, radioul nu cere niciun ban. Directorul de programe își pagă ca să dea niște muzică. Am auzit, sincer, nu mi s-a întâmplat niciodată, pentru că nu am avut foarte mult contact cu directorii de programe de la radiourile comerciale, dar am auzit că au fost unele cazuri, și nu aș vrea să acuz pe nimeni pe nedrept, au fost unele cazuri în care s-au cerut bani unor artiști să li se difuzeze piesele la radio. Și, într-un fel, pentru unii artiști rentează, pentru că apoi încasează bani din... anumite asociații care adună bani de la restaurante, cluburi și alte... Dacă mergem pe am auzit că, dacă asta e argumentația, nu e ceva, în nu e treaba mea să dovedez nimic. Nu sunt o instituție a statului să dovedesc ceva. Nu, dar și ideea am auzit că... Am auzit de la niște persoane de foarte mare încredere. Mai mult de atât ce să spun. Am auzit-o de foarte multe ori. Dacă ceea ce îmi spuneți e adevărat, vă dați seama, dacă până și în bietul sector al muzicii ușoare a pătruns corupția de tipul ăsta, dacă nici acolo selecția valorilor nu e naturală... În toate domeniile există nepotism, în toate domeniile există banii care înlocuiesc talentul sau priceperea. Am văzut că aveți un cântec în care spuneți că reglezi totul, orice problemă în România, cu o șpagă dată polițistului și nu mai știu cui. Oameni care lucrează pentru stat, care sunt foarte prost plătiți, oameni foarte bogați și foarte lacomi, care nu știu măsura. Cei bogați și lacomi care nu știu măsura, ce fac? Dau sau iau șpagă? Se fac politicieni. Ați dat vreodată șpagă? Eu personal nu. Personal, în muzică, în rest, tot timpul. O fac cu plăcere. Da? Da. De ce? De ce nu? Mulți oameni sunt plătiți mult prea prost. Una e să faci o pomană în sensul bun al cuvântului și alta e să dai o șpagă pomană. Ca să-ți rezolvi ilegal o problemă. Nu. Ba da, la poliție, la circulație. Dar nu, nimic mai grav de atât. E foarte grav și asta. Este.
Mai există ceva foarte grav în România, sincer acum. Ce trist e ce-mi spuneți, domnule Irimia. Și dumneavoastră, de fapt, nici nu vreți să credeți ce spuneți. Nu vreau să cred asta. Fetița dumneavoastră va conveni să trăiască. Păi nu va mai trăi aici. Să crească aici. Într-o lume care seamănă cu un clip al lui Beauty Mafia. Cum o cheamă? Antonia Olga. Să știți că el cântă în fiecare seară, treceți batalioanele române Carpați. Știți cum se cheamă asta? Patriotism, domnule. Doamne, probabil că sunt printre cei mai patrioți oameni pe care îi știu eu, cel puțin. Dar nu mai pot. Iată, citatul exact despre șpagă. Șpaga este cea care te scoate din C puncte puncte. Un polițist, un procuror, un senator și ai scăpat. Lanțul trofic. Ce înțelegeți prin lanț trofic? Astfel împărțită puterea, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Dacă ai vreodată o problemă de genul ăsta și îți permiți să ieși din ea, cel mai eficient este să te duci să dai această șpagă direct la senator. Care azi e senator, mâine nu mai e nici măcar senator sau... Aia. Nu vedeți câte se întâmplă? Aia. Credeți că e atât de simplu? Cum să nu? Și ce o să se întâmple cu tinerii din țara asta, inteligenți, pleacă, care vor să facă ceva, pleacă, care vor să schimbe ceva, pleacă, în țara asta? Nu vrea nimeni să schimbe nimic în țara asta. Ba da, mult. Procentual mult vorbind, da, dar... Și dumneavoastră vreți să schimbați ceva în țara asta? Da, într-adevăr, asta, dar o să plec. Suntem oameni care fac o meserie și care vor să trăiască decent. De-aia vrem să plecăm. Am muncit foarte mult și am muncit cinstit și n-am vrut să intrăm în ilegalități și după atâta timp să nu pot să arăt ceva. E frustrant. Vă referiți doar la capitolul financiar. Și în ultimul timp... Că de arătat, arătați albume, videoclipuri și iată, și sunteți că... Vlad Irimia Tataie, o figură a... Credeți că arta dumneavoastră, mă rog, formația dumneavoastră ține de cultura underground sau deja de cultura oficială? A depășit de mult. Dar uitați ce spuneți, ne facem loc ca să ne fie nouă bine, peste lege, peste milă, peste paturi de spital. Al cui e versul? Al lui Uzi. Al lui Uzi? E bun. Uzi e cel cu tatuajele multe? Amândoi au tatuaje multe, dar da, Uzi are multe tatuaje. Da. Este o treabă de opțiune personală. Și la ce ajută? Mă face să mă simt mai bine, mă face să-mi aduc aminte de locurile unde am stat atâți ani. Și anume? Pantelimon, București, România. Ziceți că aproape urâți locurile astea. Pe de-o parte le urâți și vreți să le părăsiți, pe de altă parte v-ați pus București, Pantelimon, România în sânge. E un paradox. Tot ce mă va inspira vreodată, tot de aici va veni. Un 2 și 3 de 0 l-ați scris în cinstea anului 2000. Da. Spuneți, e anul 2000, cartierul meu e tot aici. Este. Și în anul 4000? Cartierul va fi tot acolo. Cel puțin betoanele, da. Victoria este a celor care, care ce? Care cad, dar se ridică. Iată, deci aveți un mesaj optimist până la urmă. Da. Mesajul trupei Beauty Mafia, dacă putem să le rezumăm la o frază, fă în viață ce dorești, ce-ți place, indiferent de consecințe. Bine, și Rabelais spunea, fă ce voudra, deci fă ce-ți place. Dar, mă rog, mai departe, indiferent de consecințe, e mult spus. Și versul cheie, dacă ar fi să aleg un vers din dumneavoastră, ar fi versul ard îngeri în spitale, dracii dansează în catedrale. E... Spitalul Giulești? Dumneavoastră puneți un spot de lumină, roșie sau albă, asupra unei realități de coșmar, realități exterioare sau interioare. Sunteți un profesionist al coșmarului, într-un fel. Nu știu unde o să ajungem, ce o să se întâmple cu noi, parcă suntem tot timpul într-un război între noi. Și pe urmă spuneți, nu există cuvinte să ne trezească. De fapt, dumneavoastră asta faceți. Chiar căutați cuvinte care să trezească oamenii. Bineînțeles. Deci, de multe ori se întâmplă. Ați trezit, asta, credeți, vreun om cu cuvintele? Cuvinte am care trezit să trezească. Am propriu, trezit la propriu din comă oameni. Nu în cred, noastră. De pildă. A venit la noi un cuplu, soția ne-a spus, el a avut un accident, s-a trezit ascultând Beauty Mafia, după ce doctorii a spus că nu se mai trezească niciodată. L-ați întors din comă, deci? Și nu e un caz singular. Există și categoria de public fascinată de fereastra pe care o deschide Beauty Mafia spre o lume întunecată, violentă, de un pitoresc morbid, ca să zic așa, și care există în lumea românească de astăzi. Sperească Dumnezeu să o întâlnești. Putem să spunem asta, că am tăiat oarecum o felie din România și o... Am pus-o pe tavă. Și apropo de titlul albumului noastră, Înapoi în viitor, credeți că a stăiat o felie tot mai mică sau a stăiat o felie tot mai mare? Tot mai mare. Eu sper că nu, cred că este o felie tot mai mică, e o feliuță și că va veni un viitor în care tot ce povestiți noastră va fi istorie. Nu cred că se va întâmpla asta niciodată.